de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! O nouă emisiune, de data aceasta vă spun de la început, avem 3 puncte pe ordinea de zi a ședinței, mai rămâne cineva să facă procesul verbal, dar până atunci să vă spun. 1. Este joi, deci a apărut Mesagerul de Neamț. Vă recomand să citiți, dacă doriți, scenarii nori pentru noul an școlar, pandemic, câte școli, atâtea probleme. După aceea, un material despre un personaj extrem de pasionat de ceea ce face, arheologul Constantin Preoteasa, un personaj care merită atenția dumneavoastră. În rest, multe materiale într-un ziar de 20 de pagini și ca să fac și reclamă la doar un leu. Ce mai înseamnă leu în ziua de astăzi? Nici măcar în grădini zoologice nu mai înseamnă mare lucru, ca să nu mai vorbim despre circ. Dar că tot vorbeam despre aceste lucruri, trecem la punctul 2 și 3 al ordinei de zi. Astăzi vorbim despre politică și turism. Sau, mă rog, turism și politică, sau turiști în politică. Deci, vedem noi cum le abordăm. Invitatul numărul 1 de astăzi, domnul dr. Liviu Harbos, ca în fiecare joi. Bună ziua, domnule. Bună ziua și mă onorează, pentru că în fiecare joi apare ziarul și apare și Harbus. Lângă domnia sa, un specialist în turism, domnul Cristian Ticușan, care îl însoțește pe domnul Liviu Harbus în calitate de membru al echipei Pro România Piatra Neamțului. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur că sunt aici, urmăresc emisiunea, recunosc mai mult de când am intrat în sfera politică și de fiecare dată sunt surprins de informațiile utile pe care reușim să le preluăm din... Și mă mir că nu s-a uitat la pantofi în sfera politică. Ce înseamnă un om care n-a făcut politică, exact. Un profesionist. Eu vreau să vă spun așa, că este pentru prima dată când un invitat vine la emisiune cu bicicleta. Cu bicicleta, da. Eu am rămas puțin șocat, este o adevărată aventură să vii cu bicicleta la piața centrală. Nu mai vorbim ce aventură este să-ți găsești un loc de parcare cu mașina. Dar asta este cu tot o altă problemă. Mă bucur că am un invitat care a venit cu bicicleta și face în acest fel promoție pentru un oraș, cum să-i spunem noi? Sănătos, curat, frumos, primitor. Apropo, mai pot continua, domnul Harbus? Este un oraș frumos, natural ajută, este un oraș primitor, are oameni minunați, avem oameni inteligenți, avem școli bune, avem profesori buni, avem doctori buni, dar din păcate avem politicieni proști. Deci vorbim despre politică. Da. Haideți să vorbim despre turism mai bine, pentru că aș prefera să vorbim despre lucruri constructive, deși lucrurile constructive nu au loc de dezbaterile politice, de blaturile politice, de jocurile politice, de atitudinea celor care astăzi ocupă funcții și fac eforturi supraomenești să-și conserve pozițiile, de o campanie electorală în care ne uităm cum partide aflate la putere, partide care dețin funcții administrative, folosesc banul public în campanie, folosesc infrastructura, primăria, Consiliul Județean pentru campanie electorală. Vedem cum clamăm în fiecare zi măsurile de prevenire în această pandemie nenorocită. Dar în același timp vedem, adunându-se în tot felul de manifestații politice, tovarăși care nu au mască, care nu păstrează distanța socială. Dar ce mai contează atunci când vrei să creezi o imagine care în sine este o imagine falsă, când vrei să creezi o imagine idilică despre intervenția ta politică în administrația locală? Am văzut ieri o mare manifestație PNL, peste 100 de oameni care stăteau așa înghesuiți, aliniați, și mi-am adus aminte de copilărie când participam la defilarea de 23 august,
Suntem aproape. Noi eram fericiți pentru că eram copii și ne jucam. Dar părinții noștri la acea vreme, cel puțin ai mei, nu erau foarte fericiți cu aceste manifestări de cântare a României, așa cum am văzut și ieri. Era o cântare a neamțului organizată de un partid care se află la guvernare, de un partid care brusc a descoperit ce probleme majore sunt în orașul Piatra Neamț. Întrebare telefonată. Ce probleme majore sunt în orașul Piatra Neamț? Pentru că eu constat cu surprindere că toată lumea care vine la emisiune spune cam așa. Spune, orașul ăsta are probleme, are aia, are aia, dar nimeni nu spune de ce. Adică să răspundă la întrebările unei știri, că dumneavoastră tot lucrați în domeniul ăsta. Acum sunt în pauză. Cine, ce, când, unde, cum, de ce? Păi e foarte simplu. Ce e rău în orașul ăsta? Orașul este murdar. Și am văzut chiar candidatul PNL-ului, în sfârșit, după 4 ani de guvernare PNL la primăria Piatra Neamț, a descoperit că lucrurile nu sunt în regulă în piață, că piețele sunt murdare și abandonate, mă refer aici, aproape abandonate, Mărățeiu, și vorbim despre Dărmănești, că în piața centrală lucrurile nu se derulează așa cum ar trebui, repet, că e mizerie, că avem probleme cu apa, avem cea mai scumpă apă din România, nu avem parcuri, nu avem zone verzi, dar acum și-au învățat poezia și vin și ne explică ce n-au făcut ei 4 ani de zile, desigur, prin exponentul lor, primarul Chitic, care a fost cel mai bun viceprimar pe care l-a avut Piatra Neamț. Deci s-ar putea ca asta să rămână ca o etichetă. Da, să rămână ca o etichetă în condițiile în care un om lipsit de creativitate, un om lipsit de viziune, a fost un foarte bun executant. Din păcate, constat că și tânărul imberb candidat de la PNL vine acum și ne spune dacă partidul, dacă președintele partidului vor face și vor drege, eu voi fi un soldat disciplinat al partidului. În continuare, vom avea oameni păpușați de către partid, oameni care nu ies din punctajul și linia partidului. Asta este o problemă majoră, pentru că politizarea administrației în România a distrus efectiv structura atât a resursei umane, cât și a resursei economice în România. Da. Dar apropo de biciclete, nu avem piste de biciclete, deși 4 ani de zile, acum 4 ani auzeam când eu am semnalat absența pistelor de biciclete, un oraș care se pretează la sporturi montane, la mersul pe bicicletă. Este un oraș în momentul de față sufocat de un trafic care numai optimizat nu este. Un oraș care nu îți dă posibilitatea energiilor alternative, resurselor verzi de energie, a pistelor de biciclete, a unui transport electric, ecologic. Dar cel mai bine ar fi să vorbească totuși Cristi, pentru că oamenii sunt interesați de soluții și mai puțin, cred, de această luptă politică sterilă de multe ori. Eu vreau să-l întreb pe domnul Cristi Ticușan așa. Domnul, lucrați în turism. Sunteți unul din specialiștii în turism din Piatra Neamț și nu numai. Care sunt impresiile turiștilor care vin în Neamț, în Piatra Neamț, după ce își termină sejurul? Că bănuiesc că aveți un feedback. De ce sunt mulțumiți și de ce nu sunt mulțumiți? Că bănuiesc că asta este și una din explicațiile pentru care dumneavoastră ați făcut și pasul spre acest domeniu numit politică. Da, evident, de fiecare dată când se termină sejurul, luăm impresiile turiștilor. Din păcate, sejurul este unul foarte scurt și atunci impresia generală este următoarea. Orașul este frumos, zona de centru, zona pietonală, turnul lui Ștefan, biserica clădită în aceeași perioadă, sunt impresionante și ele sunt impresionante nu datorită
implicării administrației și sunt impresionate datorită încărcăturii istorice pe care o au. Dar întotdeauna spun, nu mai am de ce să mai stau a doua zi, nu mai am de ce să mai stau a treia zi, nu, merg mai departe. Poate mă mai opresc încă o noapte în județul Neamț, dar de cele mai multe ori orașul Piatra Neamț reprezintă doar un punct de tranzit. O noapte de cazare, vizităm repede cele două, trei obiective turistice care sunt promovate de toată lumea. Dacă sunt deschise. Dacă sunt deschise. Sâmbăta, duminica, mai sunt unele care sunt închise, adică mi se pare de noaptea minții. Atunci când numărul de turiști este cel mai mare, ar trebui să facem în așa fel încât obiectivele turistice să fie deschise. De aceea echipa Pro-România își propune și propunem o strategie de dezvoltare a turismului în direcția în care să convingem oamenii prin acțiuni concrete să petreacă încă o noapte, cel puțin încă o noapte în orașul Piatra Neamț. Și în acest sens vrem să ne aplecăm foarte mult atenția către turismul activ, lucru care în toată lumea, nu doar în Europa, este foarte bine gestionat de alte țări. Și mi-aduc aminte, acum 7 sau 8 ani participam la târgul de turism de la Berlin. Mulți nu știu, o parte din oameni poate știu, este cel mai mare târg internațional de turism la nivel mondial. Nu exista stand al unei țări care să nu cuprindă trasee turistice montane pe bicicletă, piste de unde se poate practica alergare montană, zone de agrement în care să poți efectua sporturi nautice, plimbări cu caiacul, plimbări cu hidrobiciclete. Adică se promovează foarte mult încă de acum, peste 10 ani, turismul activ. În Piatra Neamț, deocamdată, hotelierii, pensiunile și toți cei implicați în zona aceasta nu au zone care să fie promovate, zone care să fie amenajate, piste de biciclete pe trasee montane, zone întreținute, zone marcate. În acest sens, noi cei de la Pro-România am inițiat deja discuțiile cu o serie de agenții economici implicați în sfera aceasta a sportului ca și hobby. Și unul din proiectele noastre este să identificăm aceste trasee și împreună cu ei să le marcăm corespunzător și să le întreținem. Nu este suficient să mă duc să bat o plăcuță pe un copac și să spun aceasta este un traseu de bicicletă, de mountain bike și după aceea să nu mai intervin absolut deloc. Periodic trebuie curățate pentru a elimina elementele care duc la nesiguranța celui care practică acest sport. Au dus la 3 accidente foarte grave. Chiar unul mortal, pe Ceahlău. Da, deci este obligatoriu, nu numai că trebuie, este obligatoriu. Organizarea acestor sporturi e foarte important să fie oarecum instituționalizată. Adică bazată pe niște proceduri clare, pe niște trasee autorizate, pe niște trasee întreținute. Deci lucrurile nu pot fi făcute la nivel de sport extrem. Ele trebuie organizate și monitorizate. Ca orice competiție. Cei care sunt implicați în această activitate sunt deschiși inclusiv să facă sub formă de voluntariat acest lucru. Împreună cu administrația locală, cu primăria, să facă benevol acest lucru, pentru că este până la urmă și în interesul lor. Dar și noi ca administrație publică avem obligația să ne implicăm activ în această zonă. Asta înseamnă atragerea de noi turiști, asta înseamnă prelungirea sejurului în orașul Piatra Neamț și până la urmă înseamnă bani cheltuiți în Piatra Neamț, care se întorc cu siguranță în bunăstarea și în ridicarea nivelului de trai a cetățeanului. Bun, spuneți-mi acum, care este clou pe care o agenție de turism îl oferă care este, știu, momeala pe care o aruncați atunci când faceți o ofertă pentru
Piatra Neamț, pentru județul Neamț. Vorbim de momentul acesta sau vorbim, vorbim de ce... Vorbim de momentul ce a fost până acum. De ce a fost până acum? Adică dumneavoastră lucrați, da? Da. Care este clubul pe care l-a aruncat, domnule, uite, veniți la Piatra Neamț pentru că... Păi vă spun, haideți să vă spun. Înainte să mă ocup de agenția de turism, am lucrat în domeniul hotelier. Și veneau turiștii și mă întrebau, ok, bun, am ajuns, m-am cazat, îmi place camera, e frumoasă, am mâncat, mâncarea bună, dar spune-mi un pic ce, trebuie, ce pot să fac. Și noi începeam să spunem, puteți să mergeți până la barajul Bicaz, de acolo dacă aveți puțin timp, urcați până la Lacul Roșu. După aceea ieșiți din orașul Piatra Neamț, mergeți și vizitați o salbă de mănăstirea Gapia, Văratec, mănăstirea Neamț, mergeți până sus la cetatea Târgu Neamț. Bine, bine, dar spunem ceva de oraș, că... Aici, asta vreau eu să vă întreb. Care este? Păi, faceți o plimbare scurtă pe aleea cu platani și urcați în centru, vizitați Curtea Domnească, o să vedeți acolo și Teatrul Tineretului, care este... Se încadrează în arealul Furții Domnești și cam atât, din păcate. Cam atât. Nu avem ce să promovăm. În primul rând vreau să-l corectez pe Cristian. Vorbea de aleea cu platani. Nu, e aleea cu castani. Cu platani este mai nou. Peste 50 de ani a fost aleea cu castani. Nici castanii nu-i mai avem. Lucrurile sunt foarte clare. Deci vorbim despre un turism inexistent. Pentru că primăria a făcut ceva abominabil, după părerea mea. S-a plâns tot timpul că nu poate interveni în ceea ce înseamnă sănătate, pentru că spitalul e la Consiliul Județean. S-a plâns că nu poate repara rețeaua de apă curentă cu pierderi de peste 60%, pentru că e la apa SERV, deci la Consiliul Județean. S-a plâns că nu poate organiza, în afară de câteva concerte tipice pentru primăriile din România cu anumite ocazii, pentru că toată direcția de cultură, tot ce înseamnă cultură, e la Consiliul Județean. S-a plâns că nu poate organiza Târgul de Crăciun pentru că e la Consiliul Județean. Nu e suficient să te plângi. Trebuie să-ți iei soarta în mâini și să poți controla nivelul de trai și bunăstarea cetățeanului din orașul pe care îl conduci. Vorbea Cristi despre ce-ți oferă orașul Piatra Neamț. Păi, pentru asta noi venim cu soluții și cu o strategie, pentru asta noi am venit și am propus Legoland-ul la Piatra Neamț, pentru că ce înseamnă asta? Înseamnă parcuri tematice, deci parcuri de distracții care aduc foarte mulți bani. Gândiți-vă, 1,6 milioane de vizitatori pe an în Piatra Neamț, cum ar dezvolta economic orașul. Iar Lego este un proiect care vine și cu o componentă foarte importantă, de fapt prima componentă, cea educațională, având laboratoare de cercetare, inovare și robotică în fiecare școală din Piatra Neamț. Ce e mai mult și mai important decât să-ți educi copiii? Toți spun să ne aducem copiii acasă. Nu, eu spun hai să-i ținem pe cei care sunt aici acasă. Hai să le oferim condiții să nu mai plece. Dar n-aș vrea să vorbesc pentru că eu mă încălzesc foarte repede. Las pe... Sunt deja niște echipe de robotică atât în Piatra Neamț, la Colegiul Național de Informatică, cât și la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț, care au participat la multe competiții naționale și internaționale cu rezultate bune și asta dă semnalul că proiectul Pro-România, Legoland, este unul care deja există timid în interiorul orașului și a județului. Multă lume spune avioane. Nu, haideți să fim realiști și să vedem că el deja există sub o anumită formă, ceea ce noi ne-am propus și în acest sens multă lume poate nu știe încă, dar venim și spunem că discuțiile cu Legoland și cu firma care realizează investițiile în parcurile tematice pe care mulți dintre turiștii agenției mele le-au vizitat în alte țări, așa cum spunea Liviu, în Germania și în Danemarca,
ar crea oportunități fantastice circulației turistice în orașul Piatra Neamț și nu numai. Pentru că asta ar duce la o dezvoltare economică fantastică pe verticală și pe orizontală. Ar crea peste 1000 de locuri de muncă, ar crea investiții majore inclusiv în domeniul hotelier și de restaurație, pentru că un milion, să nu fie 1.600.000 cât sunt în Germania, să fie 1.000.000. Cred că și 600.000 înseamnă o relansare economică a orașului. Pe verticală și pe orizontală se dezvoltă economic întreg orașul. Gândiți-vă că acolo unde există aceste parcuri de distracție și nu numai Lego, vorbim și de Disneyland, salariile cresc de la simplu la dublu. Salariile în orașele respective, pentru că este o infuzie de capital incredibilă. După un asemenea investitor, vin și alți investitori mari care dezvoltă, așa cum spuneam, pe orizontală infrastructura. Toată infrastructura. Și vorbim aici, în primul rând, despre turism. Dar, așa cum spunea Cristi, componenta educațională este foarte importantă, pentru că această companie dezvoltă inclusiv zona de sport în curțile școlilor, unde noi suntem deficitari, copiii nu au unde să se joace. Curțile școlilor sunt închise după anumită oră. Eu mi-aduc aminte, în copilărie, la școala 3, jucam fotbal până la 10 seara vara. Și nu ne dădea nimeni basket, afară basket la liceu Petru Rareș. Deci, tenis, mă rog, se juca. Făceam sport. Acum, când toată lumea spune avem nevoie de sport pentru copii, de educație fizică, avem nevoie să încurajăm copiii să facă mișcare, dar în același timp vin cu tot felul de condiții aberante. Deci copiii nu mai au acces la ceea ce înseamnă ca instituție școala, care înseamnă și terenuri de sport, și săli de sport, și parc pentru relaxare pur și simplu. Uitați-vă cât de verde este orașul ăsta, în sensul în care avem un parc, amenajăm parcul doar în centru. Punem, chiar vreau să spun, domnule, mulți l-au înjurat pe Pinalti, dar Pinalti a făcut telegondola, care trebuia doar integrată într-un sistem turistic. Nimeni n-a mai făcut nimic. A pus pavele în tot centru. Și pavelele alea acum sunt descentrate. Și prin cartiere a pus pavele. Și prin cartiere. Și sunt proaste. Nimeni pe sistemul, cum spunea Nicu Ceaușescu, nu o să fiți în stare să vă ruiți ce a construit tata. Cam așa cred că gândește Gheorghe Ștefan astăzi. N-au mai fost în stare să zugrăvească măcar ce am făcut eu. Gândiți-vă, Cozla, știu că vă place foarte mult subiectul. Te duci, pleci de nicăieri și ajungi nicăieri. Din păcate, aici era unul din obiectivele pe care turiștii ajunși în Piatra Neamț își doreau să-l viziteze și spuneau aș vrea să urc cu telegondola. Nu îi descurajam neapărat din prima, dar le spuneam, ok, e interesant, dar telegondola trebuie să ne gândim că avem peste tot în țară și în lume. Deci nu mai reprezintă ceva, wow, nu există telegondola decât la Piatra Neamț. Ajungi sus, din păcate, nu ai absolut nimic ce face. Ceea ce vindeam în ghilimele, în condițiile în care totuși își dorea să ajungă cu telegondola, spuneam că există o panoramă superbă asupra orașului și asupra intrării Bistriței în oraș. În rest, absolut nimic. Deci tot lacul Bâtca Doamnei, cu faleză, o faleză plină de gunoaie și de câini. Gândiți-vă, tot repet, tinerii nu au unde să se întâlnească seara, se întâlnesc pe gardul cimitirului. Asta este un semn de alarmă. Este incredibil. Aici, pentru vârful Cozla, avem în primă fază două proiecte realizabile foarte repede. Unul dintre ele este amenajarea unei pârtii artificiale de schi și multă lume probabil acum o să râdă, dar să ne uităm la un exemplu destul de aproape de noi, la Cavnic, unde acum o săptămână, două, poate chiar o lună a fost inaugurată prima pârtie artificială din România și unde oamenii erau fericiți. Haideți, precizați că nu e cu zăpadă. Nu este cu zăpadă. Este o pârtie practicabilă pe tot parcursul anului. Este o pârtie de iarbă care poate fi folosită pe tot parcursul anului. Este un sistem pe plastic
Însă echipamentul folosit este identic cu cel folosit iarna. Tehnica de schi pe această suprafață este identică cu tehnica de schi pe zăpadă. Deci nu înseamnă că dacă schiem chiar pe... o suprafață de inițiere în aceste sporturi, da, de școală în aceste sporturi. Singura diferență, duminica. Domnul Bălănescu, singura am diferență avut... este că trebuie atenție un pic mai mare la căzături, pentru că suprafața este destul de... Bine, sunt proceduri tehnici specifice pentru astfel de suprafață, dar gândiți-vă că acum 4 ani în campanie vorbeam despre această pârtie. Nici astăzi nu există nimic. Sunt pierderi economice. Culmea este că domnul Gavrilescu, președintele domnului Chitic, ne vorbește despre stoparea risipirii banului public. Foarte important. Dar cum poți să fii primar și viceprimar în funcție, să vii să ne explici cum vei lupta în următorul mandat, sper să nu mai existe, împotriva risipei banului public? Câtă ipocrizie! Pe mine asta mă scoate din minte. Mi se pare că este realism, domnul. Nu este realism. Este realism, adică ei luptă din interiorul sistemului. Da, ei, da, mi-a plăcut asta, luptă din interiorul sistemului. Adică învață... Pe mine mă enervează că iau cetățenii de proști. Nu poți să tratezi cu atâta aroganță cetățenii încât să-i crezi pe toți proști. Învață în timpul jocului. Ce n-ar trebui să facă? Interesant. Uite, mi-aduc aminte. Acum spuneați că există germenii unor idei care se pot încadra foarte ușor în proiectul Lego. La Piatra Neamț, acum vreo câteva luni, mă invită un domn, hai să vezi ceva. Unde? La mall, pe acela mall, și că se cheamă, galeria. E spun mort. Da. Ceva, mă rog, n-am îndrăznit. Și am urcat acolo, în zona unde și că acum se dau buletine, ce se dau pe acolo, permise. Și am rămas blocat. N-am văzut niciodată, dar niciodată, atâția copii și părinți înghesuiți unul în altul. În mijloc erau două măsuțe, sau trei, să nu creșesc, în jurul măsuțelor erau niște piticani mici de copii care făceau pe acolo, m-am apropiat cu greu. Ce făceau? Era o competiție de mici roboței, aveau teme pe care trebuiau să le facă. Și m-am uitat așa în jur. Copii, părinți, toți plini de entuziasm, toți acolo, se mirau, bunici chiar. Și am zis, dar cine a organizat? Și domnul acela. M-am uitat la el, am întrebat cine e, un domn care are o mică asociație, cred că afacere, și vin copii din Târgu Neamț, din restul județului, să învețe acolo să facă lucrurile. Asta promovează Lego. Asta este sistemul Lego. De asta vă spuneam că sunt oameni care ar putea să integreze foarte ușor într-o asemenea Lego concepție. Este potrivit pentru copii de la toate vârstele. De la, au, și pentru au jocuri de la 3 ani până la 18-20 de ani. Fetița mea, de exemplu, de 7 ani, când prinde un Lego, când primește un Lego, nu renunță până nu finalizează toate obiectele care le are în acea cutie. Din păcate, ziua nu este infinită și la un moment dat trebuie să ne oprim din joacă și să dormim. A doua zi dimineață, când se trezește, primul lucru este să se oprească lângă măsuța de lucru și să-și continue activitatea. Dezvoltă creativitatea și imaginația, deci... motricitatea fină. Deci sunt niște avantaje multiple care acest joc, da? Și haideți să învățăm și noi adulții să pornim lucrurile dintr-o joacă. Da, da, să le facem serios și apoi joaca aceea să genereze. Este asta, de fapt sistemul asta educațional prin joacă. Este un sistem care a prins foarte bine și este consacrat în țările nordice. De fapt, așa cum toată lumea știe, sau sper să știe, acest Lego a plecat în 1923 din Danemarca și apoi a luat amploare în întreaga lume, în primul rând ca un sistem de educație prin joacă. Ulterior, acum vorbim de parcuri tehnologice, IT, dezvoltate de către Lego. Și ca să vedeți ce înseamnă investiție, în 1968, în Billund, compania Lego a construit aeroportul special pentru fabrica lor. Ulterior, acest aeroport a devenit independent și funcționează astăzi ca al doilea mare aeroport din Danemarca. Să vedeți ce poate face
o investiție de genul acesta. Deci îți trebuie ideea, îți trebuie după aceea proiectul concret. Îți trebuie voința politică și voința după aceea de a implementa un proiect care în aparență este greu de realizat. Nimic nu este imposibil. Și sunt convins că dacă voi fi primar în Piatra Neamț, voi aduce Legoland-ul în România. Și în primul rând pentru educație, v-am spus, cel mai important lucru pentru mine este educația copiilor. Repet, vrem să-i aducem pe cei care au plecat înapoi, mai bine hai să începem să-i ținem pe copiii care sunt aici și care sunt de o mare calitate. Mă refer aici la liceele de informatică. Avem licee foarte bune, școli foarte bune, dar nu le oferim condiții. Uitați-vă că trebuie să înceapă școala. Iar domnul inspector general de la Inspectoratul Școlar, General Școlar Neamț, e în campanie electorală. N-ar fi mai bine să fie preocupat de cum se va începe școala, în ce condiții, ce se întâmplă nu doar în Piatra Neamț, dar ce se întâmplă în tot județul. Pentru că județul Neamț are mari probleme atunci când vorbim de un învățământ echitabil. Nu vorbim așa doar într-o retorică politică, învățământul echitabil, dar cum implementăm învățământul echitabil? Cum ne asigurăm că toți copiii, conform Constituției, au dreptul la un învățământ de calitate, la un învățământ gratuit? Asta este o întrebare. Eu mă întreb cum va începe școala. Concret. Păi poate îl întrebăm pe inspectorul general între două ieșiri prin Piatra Neamț la împărțit pliante pentru candidatul PNL. Mi se pare noaptea minții. Uitați-vă, Chitic își face campanie cu toți directorii de la societățile primăriei. Ei sunt în permanență cu mașinile primăriei, cu infrastructura primăriei. Mai nou, mai avem o minte luminată. Domnul care este director la DSP, Scândurică Fierăstrău, nu știu cum îmi cer scuze că nu știu cum îl cheamă. Domnul Radu Fierăstrău. Așa, domnul Radu Fierăstrău, care nu înțelege ce înseamnă sistemul medical. Ba mai mult, gândiți-vă că vine și are inițiative de genul, sună medicii de familie și îi pune, le impune să facă un sondaj în rândul pacienților, da, și pentru asta am și probe. În rândul pacienților să vadă cu cine votează pacienții. Stați un pic că n-am înțeles. Deci, vă spun eu, dă telefon la medicii de familie și le impune să facă sondaj de opinie în rândul pacienților cu cine votează pacienții. Probabil că o să introducă și o nouă rubrică în fișa medicală unde să bifeze pe partide cu cine votează pacienții. Este incredibil. La asta s-a ajuns. Cum poate să înțeleagă domnul Fierăstrău ce se întâmplă în sănătate, în sistemul de sănătate din județul Neamț? Cum poate? Gândiți-vă ce oameni irresponsabili și necalificați conduc instituții cheie în județul Neamț. Avem aceeași problemă la învățământ, avem aceeași problemă la DSP, DSP-ul care astăzi ar trebui să fie preocupat cum să prevină și cum să reducă numărul de infectări în județul Neamț. Dar probabil că infectarea politică este mai rea decât infectarea cu coronavirusul. Întotdeauna a fost asta și când nu era coronavirus. Și... Da, dar acum avem real coronaviroză. Avem o problemă, avem o pandemie, cum o gestionăm? Trebuie să încercăm să luăm și lucrurile pozitive, dacă se poate spune așa, ale acestei pandemii. Și chiar ieri discutam cu Liviu și spuneam că e un moment în care lucrurile s-au mai așezat, s-au mai aliniat, ne-au adus pe toți cam la același nivel. Există un punct de start, un punct de pornire pentru toate destinațiile turistice și mă refer aici concurente ale orașului Piatra Neamț din România. Da, ne-au așezat cumva la același nivel. Avem avantajul că putem să promovăm în momentul acesta un turism în care oamenii să nu fie aglomerații urbane foarte mari. Da, avem avantajul ăsta și trebuie să-l fructificăm. Un alt proiect important al Pro România
și al nostru, momentul în care vom ajunge să ne ocupăm de administrarea acestui oraș, este să creăm evenimente care să atragă turiști. Atât evenimente pe spectru cultural, cât și evenimente în zona sportivă. Și ne gândim inclusiv la crearea unui eveniment sportiv, un triatlon, în care să avem probă de not, că avem apă, să avem probă de bicicletă și probă avem de alergare. Unde, da? Avem unde. Aceste evenimente aduc, în general, dacă sunt foarte bine organizate și promovate, peste 3, 4, 500 de sportivi, care evident vin însoțiți de către familiile lor și de susținători. Da? Deci iată că avem, se întind pe durata 2-3 zile, asta înseamnă că deja am sărit peste pragul acela avem de 1,8. 1,8 nopți petrecute în orașul Piatra Neamț. Lucrurile acestea pot fi făcute și pot fi făcute repede. Trebuie doar să vrem. Și noi vrem să facem lucrurile astea pentru că suntem implicați în mediul economic în momentul acesta în orașul Piatra Neamț și suntem convinși că aceste lucruri vor genera venituri și faimă. Plus că aș vrea să completez puțin. Mereu vorbim despre orașul Piatra Neamț, dar nu vorbim despre dezvoltarea zonei metropolitane. Orașul nu poate fi izolat. El trebuie integrat în dezvoltarea unei zone metropolitane. Pentru că tot vorbim de sute de pensiuni care se află în jurul orașului. Normal, toată această rețea, tot acest sistem trebuie integrat. Avem producătorii locali de produse tradiționale. Avem o groază de lucruri, dar din păcate, și asta este o greșeală de management la nivelul primăriei, la nivelul Consiliului Județean, lucrurile se fac pompieristic. Un incendiu acolo, un incendiu acolo, hai să facem aici ceva. Nimeni nu integrează. Nu avem o strategie integrată. Avem nevoie de o strategie integrată. Pentru că tot vorbim, am auzit un domn ieri vorbind despre oameni sustenabili. Când o să-l întâlnesc, o să-l întreb ce înseamnă oameni sustenabili. Asta înseamnă să folosești termen fără proprietate. Nu, asta înseamnă oameni atașați ideii de partid politic. Da, probabil că da, e o nuanță, dar eu consider că e așa un fel de analfabetism funcțional în momentul în care folosești termen doar pentru că sunt la modă și improvizezi fraze prețioase doar să arăți ce bun ai fi tu să conduci o societate subordonată primăriei Piatra Neamț. Am ajuns, cred că, în această rundă de alegeri să atingem niște limite pe care nu ni le-am fi închipuit niciodată. O fi din cauza pandemiei, o fi în contextul pandemiei, sau, de fapt, pandemia a scos din noi ce e mai rău. În loc să folosim, pentru că oamenii deștepți, țările deștepte, popoarele deștepte, au știut să speculeze inclusiv crizele mari, așa cum este pandemia astăzi. Cum speculăm noi? A făcut cineva vreo analiză? Vorbim despre un orășel, Piatra Neamț este un orășel, o bijuterie de oraș. Eu iubesc orașul ăsta pentru că am, și v-am spus de nu știu câte ori, nostalgiile copilăriei, nostalgiile primei zi de grădiniță, primei zi de școală, primei zi de liceu, vacanțele superbe pe care le-am petrecut atunci când eram student. Mi-e dor de acel oraș. Toată lumea vorbește perla Moldovei, perla Moldovei. Păi perla Moldovei a fost cândva. Hai să trecem, suntem în secolul 21. Se vorbește despre digitalizare. Digitalizarea la fel este un sistem integrat, nu poți digitaliza doar administrația. Trebuie să ai digitalizat și antreprenoriatul, companiile private. Uitați-vă cum să vorbim despre o guvernare liberală. Mă refer la nivel de Piatra Neamț. 4-6 ani de zile, că domnul Chitic a fost 6 ani, ca să nu mai zic că a mai fost și viceprimar. Bun executant altfel. Dom'le, ce au făcut pentru antreprenorii locali? Au deschis atâtea supermarketuri cât, nu știu, cred că va veni o zi în care vom trăi în supermarket. Acolo vom mânca, acolo, exact cum Ceaușescu vrea să facă cantinele până în 89. Asta vreau să spun.
Exact cum Ceaușescu vrea să facă cantina, acum avem supermarketurile. Mergem sâmbăta și duminica să ne plimbăm prin galerie. Ăsta e sportul mai nou de weekend. Totul se cumpără din supermarketuri, mă refer la mâncare. Dumnezeule, piața asta, uitați-vă, etajul, arăt pentru că eu văd telespectatorii dumneavoastră, nu văd piața, eu o văd pe geam. Etajul 1 din piață este gol, nu este exploatat. Tot ce înseamnă perimetrul pieței este un haos, este un bazar. Ce este atât de greu? Cu excepția mesagerului de neamță. Cu excepția mesagerului de neamță, întotdeauna trebuie să existe o excepție. În loc să-ți pese, sunt lucruri care se rezolvă simplu. Aici nu vorbim de cine știe ce strategii, nu vorbim de cine știe ce proiecte. Atâta tamtam s-a făcut, s-a reconstruit piața din Piatra Neamț. Ok, și arată fix ca cea dinainte. Nici măcar nu au construit o piață care să reprezinte un pol de dezvoltare, pentru că o piață agroalimentară este un pol de dezvoltare într-un oraș mic de provincii. Da, primesc un mesaj pe WhatsApp apropo de ce spunea domnul Ticușan. Este foarte lăudat pe ideea aceea cu triatlonul, ce și până acum exista o competiție de sporturi extreme la nivelul administrației pentru atragerea turiștilor. Se făcea o competiție de karate sau cum fugi mai bine din Piatra Neamț. Deci e genial. Da, comentarii. Dar în același timp e trist. E trist, tragicomedie, dar omul are dreptate până la urmă. Nu-i ofer nimic turistului. Tinerii. Nu ofer un alt proiect pe care noi îl propunem și îl vom realiza cu siguranță și într-un termen foarte scurt. Tot pentru Cozla este un Aventura Park. Vă spun, am fost săptămâna trecută la Brașov și într-o zi de luni dimineața la ora 10 la Aventura Park stăteau la coadă 50-60 de oameni să intre în Aventura Parcul din Brașov, iar până la ora 12, cred că erau acum, datorită pandemiei, era limitat accesul la maxim 250 de persoane. Dar era o zonă în care puteau intra lejer 500 de oameni. Un Aventura Parc făcut în acea pădure rămasă între cele două pârtii de schi sau pe celălalt versant al pârtii de începători, care n-a fost finalizat niciodată. Sunt convins că va pune în valoare atât telegondola, cât și lucrurile care se pot face pe Cozla. Și un Aventura Park nu înseamnă doar cățărat și mers între copaci, înseamnă dezvoltarea și a unei zone de alimentație publică, nu una, poate mai multe, și o zonă în care se pot închiria biciclete, biciclete clasice, biciclete electrice. Sunt multe lucruri care s-ar în jurul acestui Aventura Park, lucru care se poate realiza foarte, foarte rapid. Și aici nu vorbim doar despre investiții făcute de administrația publică, pentru că toată lumea o să spună, vorbești frumos, aveți idei bune, dar nu sunt bani. La noi niciodată nu sunt bani și niciodată E bine de știut că investiția Lego se face cu banii celor care se ocupă de investițiile Lego. Ea nu angajează niciun fel banii administrației publice locale, adică primăriei din Piatra Neamț. Dar generează bani. Dar generează foarte mulți bani pentru primăria Piatra Neamț. Desigur, vorbim de foarte mulți investitori. Unii întreabă de ce nu atragem investitorii. Păi nu îi atragem pentru că nu mai avem ce să le oferim. Nu avem infrastructura finalizată. Și aici mă refer la apă, canal, drum în Piatra Neamț. Nu uitați, se vorbește acum, vine un celebru ministru al transporturilor, zero kilometri de autostradă, parcă așa e porecla lui, numai că nu ne-a promis că ne face o autostradă pe Bulevardul Republicii, că rest ne-a promis de toate, cu parc industrial. Păi ce parc industrial să faci când tu nu ai terminat de asfaltat orașul? Când nu ai infrastructură, ce le oferi investitorilor? Știm doar că există dosare penale pentru schimburi de terenuri, că nu există o evidență a patrimoniului primăriei Piatra Neamț. Deci, repet, atâta ipocrizie și iertați-mă că sunt foarte pasional.
chiar îmi pasă de acest oraș și mă voi bate cu ei până acest oraș va fi ce trebuie să fie. Și nu-mi voi ține gura și voi striga în gura mare pentru fiecare hoție pe care o fac și pentru fiecare minciună pe care o aduc în fața nemțenilor. Pentru că am ajuns la război ca să ne salvăm un oraș. Un oraș în care credem cu toții. O întrebare pentru dumneavoastră. De ce credeți că există atâta, nu știu cum să spun, campanie cu mănuși de puf? De ce? Pentru că vor să-și conserve pozițiile. Blândul Ben, adică domnul primar Chitic, cu fața aia blândă, de om înțelegător, nu face altceva decât să-și conserve poziția lui și a găștii pe care o conduce. Atât vor. Și după aia să ne spună peste 4 ani a mai plătit jumătate din datoria orașului Piatra Neamț. Dar nu face nimic pentru dezvoltarea orașului. Știți foarte bine că au și o strategie băieții deștepți și de la PNL și de la PSD. Au zis, lasă-l pe Harbu să-i încaiere, să-l încaiere pe Chitic. Nu, domnilor, o să vă încaier pe toți în aceeași măsură dacă veți minți în continuare oamenii. Și veți veni cu tot felul de povești. Oamenii trebuie să viseze. Lăsați-i pe pietreni și pe tinerii din Piatra Neamț să viseze, să dezvolte, să-și folosească imaginația, să-și folosească toate calitățile creative pe care le au pentru dezvoltarea orașului. Nu ne mai mințiți cu tot felul de povești când îi vedeți. Trece de la PNL, acum candidează cu PMP. De fapt, totul se reduce la un joc și la un blat politic. Ca să nu mai vorbim, l-auzeam pe domnul Carabelea aseară și ne spunea foarte frumos, eu voi face ce îmi va dicta partidul și președintele partidului. Să auzi un tânăr spunând asta. Eu am fost rebel și nu mai eram foarte tânăr. La 50 de ani am strigat împotriva lui Dragnea și am spus nu mai merge fără o reformă în partidul ăsta. Pentru asta am plecat. Pentru că vreau un alt fel de politică. Și când îi auzi, ei vorbesc, vrem schimbarea. Ce schimbare trebuie să schimbă între ei? Ce fac? Își schimbă ciorapii între ei? Da. Eu vă rog, domnul Ticușan, acum după această declarație, ca să-i spunem așa, de suflet a domnului Harbuz, să-mi explicați mie. Pentru că dacă îmi explicați mie, poate multă lume va înțelege. Ce înseamnă pentru o comunitate un proiect? Uite, mă gândesc acum la Dinoland. Avem un exemplu în România, da? Ce a însemnat pentru... Sigur știți că, sigur ați fost acolo și... Ce a însemnat pentru comunitatea de acolo acel proiect? Care, hai să vorbim, nu este nici la un sfert ca posibile consecințe de dezvoltare ce ar putea să fie un proiect de genul Legoland. Vă spun, acel dinopark construit în apropierea cetății Reșnov a fost foarte bine gândit. Și vedeți că și el a fost lipit tot de un obiectiv turistic existent. Adică da, acea integrare... Exact. Care deși nu avea un potențial foarte mare, dar... Scuze-mă, să ne vorbim. Pentru da. Că dezbateri nu avem politice, n-am cu cine să dezbat, băieții ăștia nu vor să dezbat. Echipa. Dezbatem în fiecare zi cu echipa. A fost o investiție făcută cu cap și care a generat o creștere a circulației turismului în orașul Râșnov fantastică. Acum, l-am vizitat și eu. Este frumos, dar odată ce ai trecut de poarta acelui parc, nu este chiar atât de impresionant. Investiția n-a fost... Dar atrage. Atrage. Prin idee. Atrage. Un lucru simplu pus în valoare lângă un obiectiv turistic consacrat, a atras și a crescut circulația turistică. Probabil că cei din orașul Râșnov nu s-au gândit de ce ne mai trebuie, că avem cetatea, ce ne mai trebuie ceva lângă, nu avem nevoie, că vin suficienți turiști la cetate. Dar odată cu realizarea acelei investiții au văzut cât de mult a crescut circulația
turistică. Și același lucru trebuie să-l conștientizeze și locuitorii orașului Piatra Neamț. Și știți de ce? Pentru că nu inventăm apa caldă. Sunt sisteme consacrate, verificate, care produc bani, care produc confort, care produc o calitate a vieții mai bună. În Germania, în Danemarca, în Ungaria, ca să nu mai dau de exemplu doar Danemarca și Germania, uitați-vă parcurile de distracții care iau amploare, mai ales în aer liber. Avem nevoie de parcuri de distracție în aer liber. Avem nevoie de un sistem educațional, pentru că un parc de distracție întotdeauna trebuie să fie și educativ. Domnul Volenescu, v-aș mai spune încă un lucru foarte important și un proiect pe care, la care noi ținem și pe care l-am discutat și îl dezvoltăm. Târgul de Crăciun. Târgul de Crăciun în care primăria nu se implică. Târgul de Crăciun este organizat de Consiliul Județean. Pentru că a devenit o afacere. În orașul tău să nu te implici în amenajarea și dezvoltarea Târgului de Crăciun. Și care târg de Crăciun? În căsuțele în care se vând produse chinezești? Asta înseamnă târg de Crăciun în Piatra Neamț? Și vrem să atragem turiștii și trântit un patinoar mare în mijloc? Patinoarul este contribuția... De-abia te miști pe lângă patinoar, s-au îngustat foarte mult spațiile de circulație. Dar este normal să faci târgul de Crăciun în acea locație? Nu știu, mie mi se pare o locație nefericită, e prea înghesuită. Depinde cum îl organizezi, pentru că, evident, în cadrul echipei Pro-România avem și oameni care se pricep la arhitectură, la design și care pot desena un târg de Crăciun să fie estetic, să fie într-adevăr un târg de poveste, un târg în care să se comercializeze produse specifice Crăciunului. Nu căciul, Chiultoșcolac specific. Mie îmi place Chiultoșcolac, recunosc că îl mănânc. Dar să ai patru locuri unde se vând Chiultoșcolac. Da, nu este ceva specific zonei. Ei n-au nicio vină. Bravo lor. Cu turtă dulce. Vin fier, dar un vin fier, domnul Bolnescu, nu luat din ăla la pungă și numai un pic încălzit și servit. Vin surcele, cum se spune. Absolut. Primăria, cred că are obligația, în momentul în care dă acele căsuțe antreprenorilor, să le dea și niște instrucțiuni. Un alt lucru care pe mine, ca cetățean, m-a deranjat. Și dacă ne vom ocupa de târgul de Crăciun, evident vom impune niște condiții. Ai ales să faci parte din târgul de Crăciun? Avem un program de funcționare unitar pentru toate căsuțele. Nu din 10-15 căsuțe sunt deschise 3 și 4 sau 5 sau 7 sau 10 le deschid numai 2 ore când simt eu că e vânzoleala mai mare. Nu așa se face. Am văzut în Brașov, în Piața Sfatului, târgul de Crăciun din Brașov, care nu este unul, să spunem așa, cu mare renume. Dar era acolo un concept, o idee. Nu vedeai 7 căsuțe care vindeau vin fiert, prost, cu mirosul ăla de alcool fiert și cu multe mirodenii și mult zahăr pus în el ca să te tâmpească. Erau una sau două, într-adevăr erau terase în jur, dar terase frumos amenajate și gândite. Aveai 2-3 căsuțe cu artizanat, dar artizanat adus spre ideea de târg de Crăciun. Domnul Bălănescu, sunt o groază de copii și de persoane care sunt dispuse și care lucrează artizanat. Am putea organiza acolo o competiție apropo de obiectele de Crăciun specifice, Crăciun, adică de să nu ornamente. Fie doar concertul de seară eveniment în ziua respectivă. Nu, și concertul de seară care costă... Cheltuim foarte mulți bani pe artiști care vin și fac playback. Nu vă supărați, la Revelion a fost punctul numărul 1, că a venit o formație, scria numele formației și când au început să cânte, de fapt erau niște artiști care purteau numele ăla și cu un singur membru al fostei formații și toată lumea care a venit, după 2 minute s-au întors și au plecat. Adică nici nu poți să ajungi să minți ca să atragi oamenii, mi se pare, în noaptea de Revelion. De ce noi ca și municipalitate să cheltuim bani pentru artiștii din alte zone, în loc să promovăm să gestionăm banii către artiștii locali, către elevii, să facem o competiție, așa cum spunea Liviu, unde să se producă ornamente de Crăciun, care să fie apoi licitate sărbătorilor. Da? Crăciunul este, de Crăciun vorbim de magie. Haideți să facem ceva cu adevărat magic. Și avem exemplul târgului de Crăciun de la Sibiu. Încă o dată, nu este o rușine
să luăm niște să-l lucruri care funcționează în altă parte. Acum, îmi cer scuze, magia a fost și la noi la Târgu de Crăciun. Cum poți să faci un târg de Crăciun cu așa de mulți bani să nu-ți genereze nimic? Este și asta o magie până la urmă. Da. Eu n-am auzit pe nimeni că a venit să viziteze orașul Piatra Neamț datorită Târgului de Crăciun. N-am auzit un singur om care să spună vin în Piatra Neamț pentru Târgul de Crăciun. În schimb, am avut foarte mulți clienți la agenție care mi-au cerut cazări la Sibiu, la Brașov și am întrebat ce faceți, că e iarnă, e frig. Mergem să vedem Târgul de Crăciun. Da. Și acum sesiune de întrebări, comentarii. Ai pus punctul pe ei, Cristian, avem nevoie de evenimente culturale și sportive în orașul nostru, evenimente care lipsesc de săvârșire la noi și de asta am ajuns, spune un oraș îmbătrânit, să fim considerați, zic eu, un oraș îmbătrânit. Da, proiectul Lego este o soluție neașteptată, dar trebuie să ne gândim la el, este aplicabil și ar putea genera dezvoltare. Da, este aplicabil și deja există scrisoarea de intenție, avem o corespondență cu cei de la Lego și de la dezvoltatorul Lego. Da, există, pe ghilimele bănuiesc, parc industrial la Mecanica Ceahlău, vreo 7 hectare disponibile. De ce nu vin investitori? Nu este un parc industrial, este o inițiere de parc industrial, el n-a fost finalizat, n-a fost finalizat nici cel... A fost un eșec și organizarea parcului industrial de pe platforma de la Săvinești. Deci să nu vorbim despre parc industrial. Eu cred că Piatra Neamț, la resursa umană pe care o are și la școala pe care o are, mai ales în zona IT, ar trebui să facă un parc tehnologic IT, iar asta este unul din punctele de dezvoltare ale sistemului Lego, ale conceptului Lego. La Brașov mă gândeam și eu, apropo de ce spuneam, spune o telespectatare, anul trecut am petrecut o săptămână acolo, în preajma anului nou, da, am venit în țară, dar am plecat la Brașov, e din Piatra, doamna, ca să-mi petrec concediu, pentru că la Piatra nu am ce să fac. Mai clar de atâta, ce pot să spui? Asta este deci de orașul ăsta trebuie să învie. Și în momentul acesta, așa cum, când oamenii vin și își prezintă proiectele pentru a fi votați, vin și spun, s-ar putea face, am putea face și asta. Nimeni nu vine să spună cu niște termene clare. Noi avem termene clare, avem proiecte care o să le implementăm în prima lună de când vom fi la conducerea orașului. Avem proiecte care le vom implementa în 3 luni, în 5 luni, în 6 luni. Avem proiectul Lego care se va întinde pe durata poate a 4 ani de zile. Da? Avem termene clare pentru ceea ce vrem să facem. Eu cred că ăsta ar fi un motiv suficient pentru a convinge oamenii că locul nostru este acolo și că ne dorim cu adevărat să facem ceva în oraș. Avem nevoie să ieșim din rutina asta bolnăvicioasă. Avem nevoie, știți cum mă simt în Piatra Neamț și cum îi văd pe oameni izolați, așa cum era România pe vremea lui Ceaușescu. Aia nu se poate. Oamenii au început să nu mai creadă în nimic. Asta este marea tragedie. Oamenii au devenit blazați, nu-și mai doresc... Ba chiar sunt unii care spun, domnule, e foarte bine la Piatra Neamț. Ce ne trebuie mai mult? A mai venit cineva și a zis, orașul Piatra Neamț trebuie regândit și făcut un oraș pentru pensionari. Nu poți să faci o asemenea discriminare. Eu iubesc în aceeași măsură pensionarii, tinerii, adulții, copiii, dar haideți să venim cu un proiect și eu sunt obsedat de sistemul de integrare. Pentru că fără un sistem integrat care să se adreseze tuturor categoriilor sociale, categoriilor de vârstă, nu putem face nimic. Nu putem discrimina și dezvolta doar pentru o anumită categorie. Iar atunci când vorbim de educație, educația trebuie să fie maxim de prioritate. Domeniul turismului m-a învățat pe mine că nu există cuvântul nu. Nu există, nu se poate. Orice se poate, trebuie doar să vrem. Am lucrat atât de mult în industria ospitalității, cât credeți-mă, nu știu să refuz. Nu știu să zic nu la lucruri care sunt cu adevărat importante pentru oameni. Da. Și asta trebuie să imprimăm și la nivelul cetățeanului. Orice se poate, trebuie doar să ne dorim și să gândim pozitiv în direcția aceea. Eu îmi doresc un consiliu local format din consilieri care să nu poată să spună nu. Să știți că oamenii noștri, echipa noastră, pentru că eu chiar sunt foarte mândru de echipa pe care o am, am ales să nu mai pun pe liste oameni politici, am ales să pun pe liste profesioniști cu personalitate care știu să-mi spună mie nu
dar niciodată nu vor spune nu în interesul cetățenilor. Eu sunt obligat să spun că trebuie să încheiem emisiunea aici, a trecut o oră, dar chiar pe ultima parte mi-am adus aminte de emisiuni, nu de discuții electorale. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc mult succes. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua de astăzi, după cum ați văzut, o cafea mai animată ca de obicei. Cele bune!